de unde simpli ciobănași își păstoreau turmele, au văzut cerurile deschizându-se și pe sfinții îngeri lăudând și zicând: slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Mergând apoi în Betleem, i s-au închinat lui. Noua biserică din satul păstorilor. Catamona, locuința Sfântului Simeon, purtătorul de Dumnezeu, Sfântul care a luat parte la traducerea Vechiului Testament a celor 70 înțelepți. Simeon, nefiind de acord cu versiunea din capitolul lui Isaia, cu privire la nașterea lui Hristos, îi se vestește de la Dumnezeu că nu va gusta moartea până ce nu va vedea pe Hristos Domnul, care, învredicindu-se de Dumnezeu, a primit în brațele sale pe Domnul nostru ca un prunc. Mormântul Sfântului Simeon, care a spus: acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, cuvinte care nu ruga pe Dumnezeu să-l ia de pe pământ, dar arătând sfârșitul profețiilor și legii și începerea legii cei noi, a bisericii, a iubirii și a pocăinței. Banias, al doilea izvor al râului Iordan ce se află la poalele muntelui Ermon, de Banias vine de la cuvântul grecesc Panias sau Paniados. Istoricul acestei regiuni se trage din timpul elinilor, din timpul lui Alexandru cel Mare. Mai concret, Selefchides, din timpul în care zideau templul Dumnezeului Pana, numit Dumnezeu al pădurilor. Aici se începe râul Iordan, continuându-se până la lacul Tiberiada, care adapă întregul teren al sfintelor locuri, care se termină vărsându-se în Marea Moartă. Locul unde se varsă Iordanul în lacul Tiberiadei al Iordanului, în zona Ierihonului, s-a botezat Mântuitorul de către Ioan. Imaginile care le vedeți sunt de la procesiunea care începe de la mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul, se continuă către malul râului Iordan, unde se face aghiazma.
Iisus, umplut de Duhul Sfânt, întorcându-se din râul Iordan, îndemnat de Duhul, merge în pustie pe culmele muntelui care a fost ispitit de diavol. Unde 40 de zile a postit și s-a rugat. După care diavolul s-a apropiat să-l ispitească și i-a zis Iisus către el, scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. Și iarăși, Domnul Dumnezeului tău să te închini și numai lui unuia să-i slujești. Panorama Ierihonului din curtea mănăstirii. Iisus în puterea Duhului în regiunea Galilei. A Sfinților Apostoli din Tiberiada. Aceasta a fost cea mai iubită regiune a lui Hristos. Aici și-a ales ucenicii și tot de aici și-a început propovăduirea. În aceste regiuni Hristos și-a petrecut o parte din viață.